Bună ziua, vă salută Tatiana. M-am reîntors la dumneavoastră după o lungă absență. Sper ca lucrurile să meargă bine de acum înainte. Vom începe un proiect nou și vom lucra o geantă pentru domnișoare, pentru doamne, un pic mai deosebită, o geantă în formă de scoică. Pentru aceasta eu voi folosi acest fir tip șnur de culoare roz și croșetul cu numărul 4,5 mm. Lucrarea în sine va fi foarte atrăgătoare, veți vedea, eu m-am inspirat de pe Pinterest și vom pleca cu un număr de 10 ochiuri de lanț. După ce am lucrat aceste 10 ochiuri de lanț, vom închide în cerc cu fir alunecat, după care voi lucra 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra prin interiorul cercului și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Voi continua cu piciorușe duble până când voi ajunge la un total de 18. 18 piciorușe duble. Însă trebuie să fiți atente. Aceste piciorușe duble nu trebuie să îmbrace întreg cercul. Trebuie să ne rămână aici o bucățică liberă. Deci noi vom continua cu 18 piciorușe duble. După ce am lucrat cele 18 piciorușe duble, vedeți, în felul acesta trebuie să se prezinte, voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi întoarce lucrarea. Firul pe croșet în următorul picioruș, deci aici avem continuarea primului picioruș în cel de-al doilea, voi face 2 piciorușe duble, deci în corespondența unui picioruș. 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, iar în următorul picioruș voi face alte 2 piciorușe duble. Firul pe croșet, următorul picioruș îl voi lucra în relief. Voi intra prin față, voi trage firul și îl voi lucra în relief. Apoi din nou firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi repeta 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș dublu din rândul anterior, 2 ochiuri de lanț de separare și alte 2 piciorușe duble în următorul picioruș. După care vom repeta piciorușul dublu în relief. Voi intra din nou prin fața firului și voi repeta. Apoi din nou firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi lucra 2 piciorușe duble. Dumneavoastră puteți să lucrați și cu alt fir adaptat pentru genți. Am făcut cele 2 ochiuri de lanț, din nou următoarele 2 piciorușe duble în următorul piciorul dublu. Așa cum spuneam, puteți adapta firul în funcție de ceea ce aveți la dispoziție dumneavoastră. Fir adaptat pentru genți. Și din nou, în următorul voi face 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, voi continua cu alte 2 piciorușe duble în următorul picioruș. Acest primul rând de început este un pic mai dificil. Apoi veți vedea că totul va decurge normal. Piciorușul dublu în relief, firul pe croșet, după din nou 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, urma de alte 2 piciorușe duble în corespondența următorului ochi. 4, 5, da. Trebuie să avem 5 astfel de rapoarte. Felul acesta. Și vom continua lucrarea lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul, firul pe croșet, în spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț voi lucra 2 piciorușe duble,
două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Vom lucra firul, piciorușul dublu în relief și în următorul spațiu vom repeta două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble și nu uitați de piciorușul dublu în relief. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Deci piciorușul dublu în relief. Trebuie să avem un număr de 5 astfel de rapoarte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul rândului, vom face un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț. De la începutul acestui rând, vă amintiți că am lucrat cele trei ochiuri de lanț. Acum din nou voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea, firul pe croșet. În spațiul format din cele două ochiuri de lanț voi lucra 1, 2, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, urmate de alte 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, ochiul, piciorușul dublu în relief, scuzați, așa, după care vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului. Deci vom repeta 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble în arcul format din cele 2 ochiuri de lanț din rândul anterior. Ajunse la capătul rândului, vom face un picioruș dublu în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența celor 3 ochiuri de lanț lucrate la începutul acestui rând. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întorc lucrul și în spațiu format din cele două ochiuri de lanț voi repeta din nou 3 piciorușe duble, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble, deci vom repeta practic rândul anterior. 2 și cel de-al treilea, piciorușul dublu în relief, nu trebuie să uităm de el și în felul acesta vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi închide rândul cu piciorușul dublu în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. Iar acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul, iar în spațiul format din cele două ochiuri de lanț voi lucra 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, urmat de alte 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, după care vom face piciorușul dublu în relief. Vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând și rândul următor. Deci vom avea două rânduri lucrate în același mod, 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare urmat de 4 piciorușe duble în fiecare arc format din cele două ochiuri de lanț. Am ajuns și la capătul celui de-al doilea rând. Voi închide rândul cu un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului anterior. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrarea
și voi lua firul de două ori pe croșet. De data aceasta voi lucra două piciorușe duble înalte. Avem primul, un pic mai greu aici, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Eu sper că nu mă deplasez prea mult în fața camerei. Două piciorușe duble. Unu. Și cel de-al doilea. Două ochiuri de lanț de separare și voi continua cu două piciorușe duble. Urmat de două piciorușe duble înalte, deci de două ori firul va veni pe croșet și lucrăm primul și cel de-al doilea picioruș dublu înalt, după care vom lucra piciorușul dublu în relief și în acest mod vom lucra până la sfârșitul rândului. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Deja începe să prindă forma. Am închis rândul ca de obicei cu piciorușul dublu în cel de-al treilea ochi de la începutul rândului. Voi face din nou cele trei ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul. Voi lua firul de două ori pe croșet și voi continua lucrând trei piciorușe duble înalte. 1, 2, 3, cel de-al treilea. Acum voi face două piciorușe duble. 1, 2, 2 ochiuri de lanț de separare. Și voi continua în corespondența aceluiași spațiu cu două piciorușe duble, 1, 2, după care voi face trei piciorușe duble înalte. Cel de-al treilea. Apoi, bineînțeles, piciorușul dublu în relief. Și voi continua în felul acesta, lucrând două rânduri în mod egal. Deci două rânduri vor veni, trei piciorușe duble înalte, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, apoi două piciorușe duble și trei piciorușe duble înalte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestor două rânduri. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi face un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului anterior. Voi continua cu trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul de două ori pe croșet, întoarcem lucru, și în corespondența spațiului din cele două ochiuri de lanț vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaselea picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț de separare și vom continua cu
alte șase piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Și în felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Eu sper că se vede, deci sunt piciorușe duble înalte. Cel de-al șaselea picioruș dublu înalt, după care vom face piciorușul dublu în relief și vom continua lucrând în același mod până la sfârșitul acestui rând. Deci piciorușul dublu în relief. Este foarte incomod. Așa. Și în felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului. 6 piciorușe duble înalte, 2 ochiuri de lanț, 6 piciorușe duble înalte. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului, după care vom lăsa firul un pic mai lung să avem pentru cusut și vom tăia firul și vom închide această parte a lucrării. În acest mod trebuie să lucrăm două părți, deci vom avea două părți. Eu le-am realizat pe amândouă, după cum puteți vedea, sunt identice și în partea a doua a tutorialului vom face fundul și vom închide geanta noastră, vom vedea ce mânere punem. Cam atât am dorit să vă prezint acum. Vă salută Tatiana, ca întotdeauna, vă îmbrățișez, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom reîntâlni. La revedere!